militari americani au fost filmați miercuri la Sirer, la granița cu Ucraina. Un localnic a filmat un elicopter care a preluat din zonă militarii americani, iar apoi a postat imaginile pe rețelele de socializare, clipul devenind viral. În imagine se poate vedea un elicopter american care aterizează pentru a prelua câțiva militari, după care aparatul de zbor decolează. Autoritățile județene nu au fost informate despre prezența militarilor americani lângă Vama Siret, urmând ca Ministerul Apărării Naționale să transmită un comunicat de presă, însă poate fi vorba despre o misiune a trupelor NATO.